Bun găsit, doamnelor și domnilor, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă ediție emisiunii Replica Ta. Invitatul meu de astăzi este domnul Marin Florin Ilieș, director la Colegiul Național de Cebal din Deva și vom vorbi despre noul an școlar care încet, încet se apropie. Bine ați venit, domnul director. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Am zis să uh, furăm un pic startul, uh, <sus> pentru că întotdeauna e bine să știm dinainte, deja pregătirile sunt făcute, caietele sunt cumpărate, Așteptăm să vedem ce se întâmplă și cum va debuta noul an școlar. Sunt sigur că foarte multe surprize nu o să fie, ca să zic așa, din punct de vedere al ceea ce urmează în învățământ, dar există oarecare situații pe care, la care nu știu dacă ne așteptăm și am zis că poate cel mai bine este să le lămurim de la cineva care știe și anume de la dumneavoastră care sunteți bineînțeles mult mai informat. Da. Așa cum a spus, ne mai despart, noi spunem câteva zile până începe noul an școlar. De fapt, la 1 septembrie începe noul an școlar, dar cursurile vor începe abia după 10 zile și profesorii se întorc la școală. Și împreună cu ei pregătim noul an școlar. Vom începe acest an cu o nouă lege a educației. Deja Ministerul a pregătit un set de măsuri tranzitorii pentru punerea în aplicare treptată a prevederilor noi legi a educației. Așteptăm să apară în zilele următoare metodologiile de organizare a examenilor naționale pentru anul școlar următor. Până în 30 august ar trebui să avem aceste metodologii. Să le cunoaștem și să ne facem planuri pentru noul an școlar. Domnul director, din nou, lege educației, ce schimbări majore ar fi sau de amintit, să spunem așa? Sigur, sunt prevederii care modifică examenul de bacaloriat, prevederi care modifică examenul de evaluare națională. Sunt câteva modificări legate de organizarea procesului de învățământ. Putem trage niște concluzii doar atunci când vedem metodologiile de aplicare. Legea ne dă doar niște jaloane și Ministerul deja a publicat acel grafic cu ordinele de ministru sunt cred că peste 2-300 de ordine de ministru care vor apărea în perioada următoare și care vor reglementa procesul de învățământ, organizarea acestuia în anii următori. Cred că problema cea mai importantă este cea legată de curriculum școlar deja se lucrează la modificarea planurilor de învățământ a curiculumului școlar El va trebui, aceste documente vor trebui puse în discuție publică eu sper să nu dureze foarte mult aceste discuții pentru că avem o situație cam neplăcută elevii de liceu învață după manuale foarte vechi aceste manuale au fost elaborate chiar înainte de a se naște ei, și uh, multe dintre manuale nu mai sunt mă de actualitate. Da. Pe parcurs, uh, programele școlare au fost modificate, dar uh, manuale încă nu au fost uh, elaborate. În ultimii trei ani, sau Ministerul împreună cu experți de la Serviciul de Evaluare și Curriculum, au elaborat metodologii pentru fiecare disciplină. Care suplinesc oarecum, vine sprijinul profesorilor, îi ajută să uh, aplice uh, corect și complet uh, programele școlare. Nu este o soluție bună, spun eu trebuie să avem manuale moderne, trebuie să avem un curriculum modern și numai atunci putem vorbi despre o reformă în educație. Vreau să vă întreb, am văzut că toată lumea, sau mai ales copiii și, și bineînțeles și părinții, ca și căutări în Google, este despre structura anului școlar care este pe module acum. Și, spre deosebire, chiar dacă și anul trecut a fost, am văzut că, cel puțin la vacanța, care se numește una din ele, vacanța de schi, chiar este și vacanță de iarnă, dar este și vacanță de schi, da. și este în funcție de zonele geografice pe județe, e oarecum diferențiat. Și atunci, încă nu s-a publicat, am văzut că acum e în curs de publicare pentru fiecare județ în parte, chiar dacă există un calendar. Și acolo sunt niște, eu știu, diferențe, să spunem așa, dar e doar la, la vacanța asta de schimb, da. în rest ele sunt în principiu cam da. la fel. Pot să vă spun vă că în județul Hunedoara această vacanță va fi în perioada 19-25 februarie. Uh, am fost consultați, directorii unităților de învățământ au fost consultați cu perioada acestei vacanțe și uh, s-a stabilit ca vacanța în județul nostru să fie în perioada 19-25 februarie 2024. Uh, cu siguranță uh, se va transmite și în școli, se va publica probabil uh, și pe site-ul Ministerului. Uh, Spuneați de uh, organizarea pe module. module uh, da. uh, Într-adevăr, uh, structura anului școlar următor a fost uh, publicată. Eu cred că este un câștig organizarea pe module după o perioadă de o lună, jumătate, două luni de zile avem nevoie de o pauză și elevii și cadrele didactice iată că am experimentat această structură și vreau să vă spun că cu toții ne-am descurcat foarte bine nu mai avem nevoie de perioade de lungi de acomodare între, după vacanța din module. Mie mi se pare că elevii revin mai odihniți și cred că structura aceasta va rămâne și în continuare. Uh, n-au fost uh, probleme de niciun fel. Sigur, uh, pot să mai apară probleme legate de uh, notare și ritmicitatea notării. Aici nu? ar fi, aici vreau să discutăm. Nu întotdeauna uh, reușim să uh, acordăm chiar uh, în fiecare modul să facem uh, evaluarea elevilor uh, Materia, lecțiile au rămas aceleași, dar colegii mei, cel puțin la școala noastră, noi am respectat numărul de note pentru încheierea situației școlare. Avem ne ajută foarte mult și catalogul electronic, cu toate că nu am trecut în totalitate la utilizarea acestui document școlar și în anul școlar următor vom utiliza catalogul electric, dar în paralel avem și catalog electronic. Acum din punct de vedere al evaluării domnule director Uh, ca să înțeleagă copiii cum e cu mediile, că vai, nu, nu am destule note să-mi iese media și o grabă din aia pe final, că mai sunt câteva zile să-i ascultăm pe toți. Uh, uh. Da, e adevărat. Pot să apară și astfel de situații. Uh, anul trecut, uh, vă, vă spuneam, poate aici am întâmpinat uh, uh, greutăți, uh, dar uh, cred că nu este o problemă. Uh, doar pentru anul școlar anterior a fost modificate prevederile privind încheierea situației școlare din cauza grevei din învățământ, a fost o derogare de la aceste prevederi și puteam încheia situația și cu mai puține note. Nu cred că se va mai întâmpla în acest an școlar să avem astfel de modificări. Vom fi mai atenți, profesorii trebuie să fie mai atenți, să avem o evaluare continuă, să modernizăm uh, metodele de evaluare. Să nu facem o evaluare tip examen, să dăm elevilor lucrări de control de tip teză din mai multe capitole, din toată materia. Evaluările trebuie să fie scurte, eficiente. Nu trebuie să avem evaluări numai din lucrări scrise, sigur. Uh, e destul de comod pentru cadrul didactic să aibă evaluări numai uh, da, din lucrări scrise simplu, și da. uh, foarte mulți. Uh, justifică acest lucru, păi dacă părintele întreabă, e nemulțumit, vine, Acum cum, ce cu, arăt, cum da. aș putea să uh, mă justific? Eu cred că uh, trebuie să ne facem treaba corect, uh, elevii trebuie să și vorbească uh, și la matematică, și la fizică, și la chimie, ei trebuie să aibă un limbaj adecvat, uh, să vorbească în fața clasei, să Explice ceea ce fac, să vedem dacă înțeleg, să le putem pune întrebări și apoi să le punem și note. Sigur, elevii nu vin la școală numai să primească note. Ei vin la școală, de fapt, să învețe și eu apreciez întotdeauna elevii care. Sunt pasionați de anumite discipline, întreabă, sunt curioși, participă la competiții școlare. Cred că numai în felul acesta se pot câștiga abilități pentru viitor și abilități pentru viață. Un elev care uh, nu mai vânează notele, care e foarte atent și speculează momentul când ar trebui să răspundă, și uh, își calculează în fiecare pauză media la disciplina respectivă și media generală, nu cred că uh, va realiza foarte multe în viitor. De aceea, rolul nostru este să explicăm și părinților că. Notele evaluează nivelul de cunoștințe exact în perioada aceea, în momentul în care se face evaluarea. Sunt factori care perturbă o evaluare obiectivă. Părinții trebuie să țină cont de lucrurile acestea și. Această vânătoare după note trebuie să dispară. Eu vă spun, aș fi mai fericit dacă notele n-ar fi făcute publice. Dacă notele ar rămâne pentru profesori și ele să fie comunicate individual părinților. Cred că atunci ar, ar fi mai bine pentru toată lumea. O, da. o atmosferă mai relaxată în sala de clasă și am avea și rezultate mai bune. Da, apropo de asta, să știți, domnul director, că eu văd la clasele mai mici, la clasele mari, nu știu cum este, dar. <laughs> e mai rău. E mai rău, dar aceasta, având în vedere că Colegiul Național de Ciubal este un, un colegiu de elită și. pentru că așa este. Sunt decât, copii buni, da, sigur. Sunt că copii da, sunt copii buni și uh, cu atât mai mult este această concurență, să spunem așa, uh, care duce la micii invidii și la o atmosferă, cum spuneți dumneavoastră, cum mai tensionată uh, din cauza uh, a ceea ce... Pentru că eu văd, v-am spus, la fica mea, care e acum mai trece a șasea, tati, eu am luat așa, dar ăla a luat atât, dar de ce te interesează ce a luat ăla sau celălalt? Fiecare se uită în momentul în care se anunță notele sau... Sigur. Uh, și aici apare inevitabil că situația că da. în care... Sigur că da, pot să apară tensiuni în clasă, fiecare elev, fiecare copil Uh, are uh, foarte multe calități Pe care noi trebuie să le descoperim Și să le dezvoltăm uh, Unii sunt uh, Au pasionați Și au abilități pentru matematică Alții pentru limba germană Alții pentru chimie Alții pentru sport uh, Nu toți uh, nu pot, pot să, fi să fie toate. Uh, Foarte buni uh, la toate Alții cântă la un instrument uh, Și Noi trebuie să-i apreciem uh, pe toți pentru calitățile pe care le au și nu cred că trebuie să îi apreciem după mediile generale și după să facem o ierarhie. Sigur că aceste statistici pot să ne ofere niște uh, concluzii uh, pentru noi, pentru profesori, de care să ținem seama. Sigur, uh, trebuie să evidențiem elevii cu rezultate, dar uh, uh, nu trebuie să cădem în extrema cealaltă, să... Uh, Evidențiem uh, 3, 4, 5 elevi dintr-o clasă așezați în ordinea descăscătoare a mediilor și pe ceilalți uh, elevi să-i lăsăm uh, deoparte. Eu cred că uh, aceste metodologii care vor apărea uh, pe lângă legea educației naționale ar trebui să prevadă și modificarea sistemului de acordare a notelor. Nu ne mai putem întoarce în anii 1970, în anii 1980 și să. Uh, Notăm elevii după aceleași criterii. Da. Apropo de asta, când spuneați dumneavoastră înainte că fiecare are o anumită abilitate și uh, excelență. Fiecare copil, nu, noi nu avem copii care să nu aibă abilități extraordinare într-un anumit domeniu. Și vreau nu, să vă nu întreb există. referitor la asta. Știți, sistemul de învățământ, mai ales cel din țările nordice, care este renumit și după care mulți încep să se să, să ghideze. De la o anumită clasă, chiar de la clasele mici, profesorii împreună cu părinții își dau seama că am încotro cum spuneți dumneavoastră, la unul îi place să cânte, unul e bun la chimie, unul la... și de acolo încolo, începând, la la clasele mari, la gimnaziu și mai departe la liceu, nu se merge neapărat pe materii obligatorii, sunt doar câteva. Dacă copilului îi place... Un anum o anumită materie. Păi mergem intens pe aia că se vede că aia e direcția în care dorește să meargă și restul să fie doar așa pentru cum spuneți dumneavoastră, să te ajute în viață. Nu neapărat să stai și să te chinui și să buchisești acolo să iei o notă bună la fizică și tu habar n-ai sau nu-ți place fizica deloc. Eu cred că uh, structura planurilor de învățământ vor permite și la noi organizarea claselor în acest mod. Deocamdată suntem după același sistem rigid, <coughs> după planurile de învățământ vechi, vă spuneam și de manuale, dar se discută la nivelul Ministerului <coughs> să dăm posibilitatea elevilor să își aleagă câteva traiectorii de pregătire în timpul învățământului liceal. Deci rolul curiculumului la decizia școlii va crește. O altă problemă, zic eu, problemă chiar dacă ea este pozitiv pusă, este faza asta cu, cu bursele. Eu îi văd pe copii, cum spuneați dumneavoastră, iau calculatorul, a mai luat un nouă, câta? Trece de 9,50. Eu nu zic că nu e bună și e binevenită, dar creează și presiunea cealaltă. Cum spuneați dumneavoastră, dacă notele nu ar fi publice, fiecare știe, fac, nu fac, nu, oare eu am, oare trec, oare. nu știu de ce se creează o presiune și nu e vorba neapărat de bani, că poate unii chiar au nevoie, dar să te stresezi și să faci niște lucruri pentru. pentru că este oarecum un premiu în plus. Bursa. Sigur că da. Așa cum apare legislația în acest moment, acordarea burselor poate să constituie un. O motivație pentru uh, elevii să obțină medie peste 9,50 să uh, primească o bursă pentru un an întreg. Exact. Da, pentru că acum nu mai facem o revizuire a burselor după semestrul întâi, cine ne raportăm la media generală obținută exact. la sfârșitul anului școlar uh, anterior. Uh, cu siguranță acest, această metodologie va fi schimbată. Am văzut în acea listă uh, care, pe care Ministerul a dat-o publicității cu ordinele de ministru care reglementează uh, uh, această etapă tranzitorie că există și ordinul privind acordarea burselor școlare. Eu sper că Ministerul va revizui aceste criterii. Și uh, acordarea burselor școlare ar trebui să... Uh, aibă în vedere în primul rând, uh, nevoile sociale ale uh, elevilor, sunt uh, copii uh, elevii care au o situație materială delicată. Uh, sunt uh, copii care provin din, fam din familii monoparentale, sunt... Uh, copii care copii bolnavi care au nevoie de aceste burse sociale nu știu da, dar cele de merit că la cele, sociale, cele de merit sigur din clasa 5-a până în clasa 12-a le acordăm burse pentru învățătură nu știu dacă este varianta cea mai bună. V-am spus, avantajul este aceea că pe unii poate motiva da. acest lucru. Nu rezolvă mare lucru bursa de 100 de lei sau de 200 exact. de lei sau de 300 de lei pe lună. Copiii nu trebuie să învețe elevii, nu trebuie să învețe pentru acea pentru bursă, așa, da. ci ei trebuie să învețe pentru a-și forma abilități. Sigur, nu poți avea abilități la toate disciplinele. Că un copil care are media generală peste 9,50, peste 9,80, 10, 10, ar trebui să aibă abilități înalte la toate disciplinele de învățământ. Și am rezerve eu am rezerve că un copil care e extraordinar la matematică și are abilități pentru această disciplină, toți acești elevi cântă foarte bine sau pictează cel mai bine încât să aibă și acolo media 10 sau întotdeauna sau la fizică, la chimie, este greu. Vă spun, e o, și o vânătoare, dar sunt și copii foarte buni. Poate ar trebui, da. domnul director, făcut ceva de genul, la modul colectiv ar fi fost. O... Noi nu avem atât de mulți elevi de 10 să știți, da. nu avem atât de mulți. Uh, undeva să se facă, de exemplu, per clasă. Dacă clasa. Media generală a clasei trece de nu știu, o anumită asta să meargă, nu știu unde, în excursie, într-o tabără, în ceva. Și atunci ar fi fost un interes mai mare decât... Sigur, sunt uh, diverse metode de a stimula exact. uh, uh, elevii să depună mai mult efort, să citească, să învețe, să vină la școală, să uh, aibă rezultate bune. Uh, noi ne raportăm în general la uh, rezultatele pe care le obțin tinerii noștri la evaluare națională și la examenul de bacalaureat. În primul rând să avem un procent bun de promovare acestor examene și după aceea ne interesează și o distribuție a notelor dacă uh, distribuția notelor sau uh, marea majoritate a notelor uh, este cuprinsă între 7 și 9, atunci uh, trebuie să fim uh, foarte mulțumiți. Uh, nu pot avea, dacă ne întoarcem în urmă cu uh, șapte, opt ani la examenul de bacaloreat toți elevii din DEVA uh, promovau acest examen și dacă erau la zi și dacă erau la seral și dacă erau la fără frecvență uh, marea majoritate a notelor erau cuprinse între 8 și 10 da. și uh, vedeți uh, n-a fost o situație fericită și ne-am complăcut mulți ani în uh, în a da note fără acoperire, să spun așa. Dar acum, dacă distribuția notelor este, vă spuneam, între 7 și 9, între 7, 50 și 9, 50, atunci școala este foarte bună, există o atmosferă de muncă, sunt copiii foarte buni. Sigur, se întâmplă să uh, existe și elevi care la examenul de bacalorat au 10 pe linie, noi îi apreciem, îi recompensăm, uh, dar uh, să știți că uh, nu este nicio diferență între elevul care are 10, 10, 10, 10 sau are 10, 9, 50, 10, 10, 10. Deci, lucrurile sunt relative, de aceea revin și spun că elevii nu trebuie să învețe pentru note, elevii trebuie să învețe pentru a-și forma abilități. Anul școlar 2023-2024, citesc de pe EduPedu, are o durată de 36 de săptămâni de cursuri și venim la subiectul școala altfel și săptămâna verde au loc în perioada 11 septembrie 2023, 26 aprilie 2024. Adică pot fi puse de școli în oricare dintre modulele 1, 2, 3 și 4 în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare. Cele două programe se planifică în moduri diferite. Perioadele pentru cele două săptămâni, școala altfel și școala verde, vor trebui comunicate de către școli părinților și elevilor până la 1 octombrie 2023, conform ordinului de ministru citat. Da. Așa a fost și anul trecut. Cele două săptămâni au fost, în, au fost planificate în module diferite. Aș vrea să vă spun că nu toate școlile și nu toți profesorii sunt pregătiți să desfășoare activități așa cum prevede metodologia și să atingă toate obiectivele pentru atât pentru uh, uh, săptămâna altfel, școala altfel sau uh, săptămâna verde. Cred că uh, ar trebui școlile să aibă și resurse financiare pentru a desfășura astfel de uh, activități. Este foarte greu să desfășori uh, activități și să nu ai nici un leu prevăzut pentru acestea. E, și atunci, sigur că apar uh, tot felul de probleme. Excursiile predomină Bine în cele țeles, două adică, săptămâni. Da, Excursiile da. predomină. Excursiile presupun uh, efortul financiar Bine din țeles. partea părinților. Nu toți părinții sunt dispuși în acel moment să ofere resurse financiare elevilor. Și atunci trebuie să găsim o variantă de mijloc, să vedem cum ne organizăm, să nu punem elevii în dificultate, să organizăm și excursii, elevii nici să nu rămână acasă. Sunt lucruri destul de sensibile pe care noi trebuie să le gestionăm și profesorii trebuie să le gestioneze. De asemenea, aceste ateliere de lucru pe care noi ar trebui să le organizăm uh, legate de protecția mediului, de uh, uh, cunoașterea mediului, uh, uh, presupun uh, banii. Da, e nevoie de bani, trebuie să le organizăm. Avem nevoie de, uh, eu zic, și de formatori. Uh, pentru aceste ateliere, pentru activitățile din timpul unei zile. Să știți că nu-i simplu să organizezi atelier de 4 ore sau de 5 ore uh, într-o zi din aceste săptămâni și să organizezi ateliere 5 zile consecutiv. Uh, Sigur, alternăm, facem și drumeții, facem și ateliere, mai mergem și la film. Dar toate aceste activități trebuie organizate. Ținând cont de anumite obiective pe care noi trebuie să le atingem. Da, nu director, la nu, școala nu. Putem la școala face, verde, da. mă, nu. Scuze, nu putem face numai. să facem niște activități, să umplem cele patru ore și după aceea am încheiat. Lucrurile sunt mult mai complicate. Poate că în viitor vom avea și fonduri și bani pentru asemenea activități, poate Ministerul se gândește să acord de vedeți poate de la Bursia mai rămân ceva bani da. și fiecare clasă va avea posibilitatea să organizeze o excursie în județ, nu trebuie să facem excursii în țară sau în străinătate, să ne cunoaștem județul, că avem foarte multe obiective, chiar, chiar sigur avem, că da. da și vreau să vă spun că tinerii noi nu prea cunosc județul doar, uh, să avem resurse pentru uh, asemenea activități. Sperăm să modificăm. Uh, profesorii cred că ar trebui formați. Ar trebui să existe uh, niște uh, programe de formare a tuturor cadrelor didactice pentru organizarea asto, uh, 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 acestor activități. Uh, au succes, vedeți, dumneavoastră, în ultimul timp aceste tabere uh, organizate în perioada de vacanțelor de către animatori, formatori, specializați, care numai asta fac. Da. Uh, au metode, au resurse, au spațiu, au uh, toate condițiile încât să își atingă obiectivele pe care le propun. Este foarte greu într-o școală unde uh, sunt uh, 50 de clase. Da? să oferi resursele necesare încât să poți atinge aceste obiective. Dar profesorii fac eforturi, chiar și fără resurse financiare și pledez. Poate în anii următori vom avea resurse și de la Consiliul Local, pentru că și primăriile ar trebui să ofere resurse pentru asemenea activități. Ministerul se va gândi că nu putem uh, desfășura activități fără bani Corect. și cred că lucrul ăsta uh, se va întâmpla cândva. Sperăm că nu <laughs> într-un viitor îndepărtat. îndepărtat. Domnul director, un alt subiect sensibil zic eu și foarte uh, uh, foarte la zi uh, este faptul și asta știm, dar mai ales în ultima vreme, cu camerele astea de supraveghere în școală, cu, sistem, cu, tot ceea ce înseamnă bullying și așa mai departe, vedem la știri toată ziua pe știrile naționale în momentul în care este școală, se întâmplă nu știu, vin cu arme albe la școală, bullying între se bat fetele și așa mai departe. Nu știu dacă este neapărat cazul la Colegiul Național de Cibal, dar luăm la modul la modul general. Uh, și aici a, a existat o controversă și există în continuare dacă e bine sau nu să existe camere de supraveghere în uh, toată zona publică, adică ceea ce înseamnă... Vă referiți la curțile școlilor și la coridoare? Coridoare, da. Da, Sigur, acolo unde este posibil acest lucru, eu zic că școlile ar trebui să aibă camere de supraveghere. În felul acesta poți să ai o imagine asupra ce se întâmplă în școală și, dacă apar anumite incidente, pot să acționezi foarte rapid dar uh, camerele, să știți că uh, nu suplinesc uh, prezența cadrelor didactice în mijlocul elevilor în timpul pauzelor școlare. Atunci când uh, suntem în mijlocul elevilor și în pauzele școlare, suntem în curtea școlii, suntem pe coridoare, avem ocazia să vorbim cu elevii, să vedem ce preocupări au, putem aborda și alte teme de discuții, ne apropiem în felul acesta mai mult de elevii, cunoaștem mai bine și în același timp îi și supraveghem. Numai atunci putem preveni astfel de situații neplăcute de care spuneați dumneavoastră. Eu încă mai cred că prezența profesorilor, prezența dirigintelui, în prezența profesorului de serviciu pe coridoarele școlii, în sălile de clasă, în pauze face mai mult decât aceste camere de supraveghere. Am fost în unele școli și am fost tare dezamăgit, pentru că am văzut că pe coridoarele școlii se plimbă jandarmi, că în curtea școlii se plimbă jandarmi. Eu cred că noi avem elevi în școală, nu, avem, nu suntem într-o închisoare să fie supravegheați, să angajăm firme de pază în timpul pauzelor școlare. Atunci, deja nu mai putem vorbi de uh, educație pe care noi o facem în școală, vorbim doar, poate nici instrucție în aceste uh, condiții, uh, nu putem transmite nici măcar cunoștințe în uh, modul cel mai eficient uh, elevilor. Nu cred că ajungem. Școala noastră nu cred că va ajunge uh, la. Avea pază, jandarmi și poliții, și firme de pază. În pauze sau pe coridoarele școlii, nu am avut incidente majore, au fost și la noi incidente, sigur, există încercări. Accesul elevilor la rețelele acestea de socializare, sigur, atunci când nu sunt gestionate corect de către părinți, pot să ajungă la comportamente deviante ale tinerilor. Să știți că noi am fost avertizați și de către părinți, și de către profesori, și de foarte multe ori am prevenit aceste manifestări, am preîntâmpinat, n-am lăsat lucrurile să degenereze. Sigur, părinții sunt foarte ocupați, tinerii au mult timp liber, au internet la discreție, au telefoane mobile și laptopuri foarte performante și atunci, sigur, comunicarea poate degenera și ajungem la aceste manifestări de bullying. Da, domnul director, mai puțin că am ajuns aici. Foarte important, Cred că ați văzut și noastră. Nu e cazul la Colegiul Național val sub nicio formă, pentru că știu despre ce este vorba, dar ați văzut și noastră în diferite școli în țară și aici spuneți, pui mâna pe telefon, filmezi și uh, vezi uh, un bullying asupra profesorului, adică profesori care săraci nu au, pur și simplu sunt sunt, eu știu se acționează vreau cu violență să vă spun, sau ce da, mai departe. vreau să vă spun că sunt cazuri izolate și, și de ce se întâmplă asta? nu, nu putem generaliza Ca și în orice domeniu sunt, ajung în învățământ oameni care nu au abilități nu sunt pregătiți pentru învățământ între ei și clasă Uh, există un perete de sticlă și uh, sunt, elevii pot să facă orice în sala de clasă, că profesorul vorbește în continuare la tablă, nu se întoarce spre clasă, nu comunică cu clasa, nu intră în rezonanță cu clasa, cu elevii, dar uh, uh, profesorii uh, dedicati și profesorii care uh, uh, sunt pasionați de ceea ce fac, uh, atunci când intră în clasă se bucură de respectul elevilor. Acest respect ți-l câștigi în fața elevilor. Faptul că te numești profesor nu înseamnă că te și bucuri de respect din partea elevilor sau din partea părinților. Și avem situații mai delicate, când ajung în învățământ oameni care, sigur, îndeplinesc condițiile: au diploma, -au, au, au studii, da, și ajung în sala de clasă, și aici nu sunt eficienți pierd controlul și sigur că atunci elevii își dau uh, repede seama, uh, da, da. imediat își dau seama, să știți că sunt foarte atenți și am spus-o de nenumărate ori uh, uh, pregătirea profesorilor în universități lasă foarte mult de dorit după Revoluție această profesie a fost luată așa la mișto de toată lumea a profesor uh, salari mic uh, la țară mă fac manager, mă fac știu eu ce da. avocat, notar și profesor nu e o meserie valoroasă. Deci pregătirea profesorilor este foarte slabă. Să știți că atunci când când termină pregătirea în facultate, cadrul didactic, viitorul cadru didactic ar trebui să știe foarte bine materia, să știe, să aibă o cultură de specialitate mai mult decât manualele școlare și cunoștințe de pedagogie și psihologie consistente. Noi am fost pregătiți pentru această profesie. Cel puțin generația noastră, generațiile care au urmat, câteva generații după mine sau înainte, noi am învățat și cum să ne prezentăm în fața elevilor, cum să ne îmbrăcăm când venim la școală, cum să apărem în fața părinților, ce să vorbim cu părinții, ce comportament trebuie să avem în, în sala de clasă. Sigur, Mulți dintre colegii noștri spun că nu contează cu ce ești îmbrăcat și dacă vii în pantalon scurt sau uh, vii uh, neglijent în fața elevilor, uh, îmbrăcat neglijent în fața elevilor, nu contează, contează ce le spui elevilor. Uh, nu e chiar uh, așa. Uh, profesorii sunt persoane publice. Uh, ei trebuie să fie atenți. Cum se comportă în mediile de socializare? Și avem mari probleme cu acest comportament al colegilor noștri în general în mediile de socializare. Unii sunt foarte agresivi. Uh, nu numai prin limbaj, dar și prin imaginile pe care le promovează pe rețelele lor de socializare. Uh, și ei sunt exemple uh, pentru elevi. Elevii urmăresc aceste uh, pagini, no. uh, discută cu părinții și dacă noi nu avem acolo un comportament uh, uh, civilizat, normal, nu știm să utilizăm aceste relații de socializare corect, uh, nu putem fi un exemplu pentru uh, elevi. Revin, suntem persoane publice, pe stradă trebuie să fim atenți cum ne comportăm, cum ne îmbrăcăm, cum salutăm părinții, elevii, cunoștințele. Suntem urmăriți, ne cunosc foarte mulți oameni și. Trebuie să fim pregătiți în orice moment să nu dăm naștere la discuții care nu ne fac cinste. Iată câteva modalități prin care ne putem câștiga prestigiu în fața elevilor. Dacă Părinții vor vedea profesorii că uh, sunt negligenți, uh, îmbrăcați, uh, nu trebuie să fie cu ultimul răgne, dar trebuie să fie uh, îmbrăcați uh, decent. Uh, decent, trebuie să aibă un comportament uh, civilizat. Am văzut mulți profesori care fumează pe stradă, uh, din mers, uh, care uh, 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 au un limbaj uh, Periculos în afara școlii. Suntem profesori și în fața elevilor, și în școală, și dar și în afara școlii, și da. de aceea toate aceste lucruri pot să conducă la defăimarea acestei profesiuni pe care noi o avem când am venit aici în școală aveam un respect și știam profesorii școlii îi vedeam și pe stradă aveam și față de profesorii mei din liceu, din facultate, un respect deosebit. Sigur, nu mergeam la bere cu profesorii. Nu știu dacă e un lucru bun, bun sau, sau un lucru rău, dar îi apreciam foarte mult. Comportamentul lor a fost pentru mine un exemplu. Bună, director, suntem la final. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vreau să vă mai invit la o emisiune, nu știu când să o facem și să chemăm și pe cineva de la antidrog. Uh, vreau să facem o misiune specială dedicată. Am tot făcut cu ei, dar niciodată nu am reușit să facem împreună și zic că cel mai bine ar fi să fie și un profesor și dumneavoastră știți despre Sigur. ce este vorba și să vine și cineva de la antidrog, pentru că programele astea, uh, ei spun una, profesorii spun alta, nu se prea potrivește. și vreau să facem una împreună și atunci să le punem oarecum cam la cap și să vedem ce asta cu consumul drogurilor și de ce, de exemplu, într-un liceu se poate și în altul nu se poate sau care e diferența. Sigur. Dar v-am spus Facem o emisiune specială pe tema asta. Vă mulțumesc foarte mult și, și mult, mult succes! Și spor la treabă! Deja. Mulțumim. Da. Cam atât, doamnelor și domnilor, până data viitoare. Toate cele bune! Rămâneți cu programele InfoHD.